coordonându-ne ce mijloace avem, ce utilaje, poate reușim să finalizăm mâine. Mâine, chiar poi mâine, o anumită zonă, că e Brătianul, care nu l-am luat deloc. Dar... hai să vedem ce utilaje avem în momentul ăsta, sau ce avem pentru mine, să vedem cum le... și cât avem de lucru. Domnul Gărgărea, ce utilaje avem? Deci, trei buldo, și... Trei buldo? Da, și mașini. Dacă vine și a patrulea ce? Deci, 3 plus 1. Nu se știe. Silvian, ce ai? Domnul Baciu, ce ai? 3 mașini, 3 buldo și un vol. Pentru mâine. 3 buldo plus 3 mașini și o vol. Da, aici avem o problemă cu mașini. Ăsta avea de mâine să le scoată. Nu din astea. Două mașini. Ascult, două și le-aia zis. Le-a zis să mai vină și mâine, că nu are ședință. Dar asta și să nu. Nu știu, el mi-a zis că nu vine. Dacă vine, am 5. A, 3 mașini plus 2. Da, dacă bun. Vine, știu. Domnul Dumitru. Două buldo, două mașini. O problemă cu buldo. Da. Din astea două? Da. 1 plus 1. Mai Sorin, care are două buldo, două mașini. Domnul Ciocan. Trei buldo. Trei mașini. Domnul Bibici? Nu e. El ce are? Mai greu. Unde lucrează mâine? Vedem. Vedem. Și mai este... Da, Mimici, aveți dumneavoastră? Sorin Rusa de Pepeu. Două buldo, două mașini. Două buldo plus două mașini. Deci normal am avea 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16 plus 2 buldo. Mașina am avea 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17 plus 2. Bun. Și mai avem 3 voli. Bun. Haideți să vedem ce mai a rămas de făcut. Nouă Gărgărea, unde sunteți dumneavoastră? Cam multe utilaje. 5 buldo plus 2 vole pentru Dunării și Cerbului. Cam multe pentru. S-a mai luat. Cine? Doamna Mimi și domnul Ruse merg din fiecare dintre capul. Iarăși. Păi deja sunt mult. Stop. Stop. Stop, că deja ne înghesuim și o să batem prea multe mașini. Domnul Gărgărea, vă scot în zonă, rămâne Silvian cu două buldo, o volă și cu ce rămâne Ruse și cu doamna rămâne pe zona asta să o curețe, vă scot în zonă și vă duceți pe Negru Vodă mâine dimineață. Începeți cu două buldo pe Negru Vodă. Aveți și o volă. Și vola o băgați pe cărămidarii vechi să urce zăpada spre calea ferată. Să o ia să urce spre calea ferată. Cărămidarii vechi de la Negru Vodă, pe lângă calea ferată, până la Lidl. Până la Lidl, da. Până aici. Deci curăță cărămidarii vechi și toată zăpada o ia și o aruncă pe, la calea ferată. În dreapta aveți teren destul. Da? Și, deci, o volă asta face. Cele trei buldo, intrați. Închide șoseaua, închide Negru Vodă, doi polițiști locali aici. O să fie o problemă cu ăștia, cu serviciul, dar aveți grijă, acolo asta este. Mai dă voie să mai lucreze,
mai lucrăm, mai dăm, vedem, o strânge, după aia închidem, când luăm, nu știu. Vedem cum, dar vreau să am doi polițiști locali la Negru Vodă aici. Și îmi luați Negru Vodă de la Daciei până la barieră. Vola curăță pe la calea ferată, vă întoarce și cu Daciei de la Negru Vodă până la barieră, mai e de curățat acolo lărgit. Și mai sunt străduțe stânga-dreapta. Cum am terminat, vedeți că mai aveți niște străduțe tot în zonă, cu buldo să intrați pe acolo. Acum vedeți cum terminați. Clopotarii nu l-am făcut. În Clopotar sunt trei străzi, nu sunt mari. E Cărămidarii veche, o licioară, care iese de la între Daciei și ăsta, Supeco, pe stânga. E o ulicioară până în Orhidei. E o ulicioară micuță. Acolo e greu de intrat, dar trebuie să o dezăpezim și pe aia. Nu știu cum intrăm, cu marșalier, are unde. Deci e o ulicioară care o să o asfaltăm. Dar e... intră buldo. Am curățat-o, am pus piatră jos, deci intră, da. Nu știu cum intrați. Cu spatele și mai împinge cu fața. Intră cu spatele, mai ia câte un pic și mai împinge cu fața, ca să nu meargă marșalier mult. Deci asta e zona dumneavoastră. Da? Până la barieră și după aia în Clopotari, în spatele, aveți trei străduțe în Clopotari. Clopotari și ulița Dudului, pe la Tantirelii, după acolo. Pe la ulicioară, pe Dudului, cine a făcut Dudului? N-ați făcut, dumneavoastră ați fost pe partea. Ați intrat pe la doamna Tantirelii, fundăturile alea îndreaptă? Nu, alea sunt trei. Deci, acolo când vă întoarceți, au mai rămas câteva. Asta v-am dat pentru mâine. Vă descurcați mâine. Că nu e... sau... Și nu fac și linia. Nu. Mâine o faceți asta. Da. După mâine, intrați, deci v-am dat și vă notați, după mâine intrați după calea ferată, faceți Negru Vodă până în centură, intrați pe Pictor Andreescu, vă duceți până cu Pictor Andreescu, o curățați casa asta, până la Aneleuri, și pe mă vă întoarceți înapoi sau băgați niște buldoși și pe linia Videle. Linia Videle, vă duceți cu vola pe asta principală, faceți grămezi mari și le luați și linia Videle, vedeți că aveți unde, să aruncați că aveți spațiu verde o groază. Șoseaua lată, spațiu verde, ca o casă până la... strada e foarte lată. Și atunci mai luăm din ea, o mai curățăm, dar o mai și punem pe spațiu verde, strada să fie lată și mai aveți unde era locul de joacă, empiric, așa, în fața la magazinul ăla, teren, locul, terenul primăriei, aruncat și acolo, vedeți că aveți o intrare Videle în stânga, care duce până să-n fund. Am pus noi piatră pe ea, am făchinuit-o cu piatră când era cu ADPP-ul. Deci până în calea ferată pe stânga. Vă duceți pe Cărămidarii noi, la fel, curățați cu volă și aruncați spre calea ferată. Deci zona de acolo intrat. După aia veniți în spate, veniți înspre Aneleuri, facem Pictor Pictor Grigorescu, intrăm în Vidra, jos, și în dreapta Vidra, stânga dreapta. Aia, vedeți că mai aveți niște terenuri pe acolo, nu știu, ale cui să mai aruncați și pe unul, nu știu pe niciun. Dar aveți o vidră mică, aia care dă în linia Videle, e o problemă, e mică. Acolo intrați, luați și descărcați, că n-aveți o altă șansă. O să vă cam chinuiți. Mai aveți străduțele mici, Câlniștei, Pescăruși și... mai sunt câteva, nu mai știu cum se cheamă, are o denumire, Jiului, o fundătură, de pe la ăsta, cum îi spune, pe la Țigănilă, în zona aia, pe acolo, doar cu ăla mic face treaba. Cu bobchetul. Sunt mici. Doar bobchetul, unde nici bobchetul nici. Că sunt făcute de noi cu pavele jos. Ok? V-am dat. Mâine și poimâine aveți să intrați în dincolo. Mai ne auzim când ați terminat zona, ați intrat. Și avem zona asta, uite aici. După aia intră aici. Intră în zona asta de aici. Între Bălănoaie și Pictor Grigorescu. Andreescu Grigorescu. Zona asta. Ușor, ușor trebuie să sărim gardul dincolo, că nu mai... i-am omorât pe oamenii aia pe acolo. Silvian. Pentru mâine. Ana, tu streci, așa? Bravo. Mâine
cu doamna Mimi și cu ADPP-ul, terminați tot ce aveți în zona centru. Cerbului. Aveți două buldo și o volă, cu încă două buldo și cu încă un buldo, cu trei buldo. Aveți cinci buldo, o volă, două, cinci basculante. Bă, deci, ne auzim mâine. Deci tu ești aici și car, dacă mai au nevoie și ei nu pot pe străzile alea, îți mai dă mașini să car, că n-ai multe mașini. Aici trei cărată, da? În principiu v-ați descurcat, n-am mai rămas multe străzi, aici trebuie doar cărată, acolo, aia să face, că aveți deja două, tu buldo, vola o ții la încărcat și buldo trimeți să lucreze pe străzi. Le dai buldo dânșilor, că n-ai ce face cu trei zone. Deci ia legătura cu doamna Mimi, e legătura cu ADPP-ul, cu toate mașinile vă puneți la comun acord, unde acționați, mâine ar trebui să cam terminați, vă spun. O mai rămâne de cărat, o mai rămâne ceva de cărat, la sfârșit, după ce le trecem, trimitem mașinile și poate cărăm. Ok? Și atunci, îmi marchez și zona asta care s-ar face mâine, cea mai rămas. Asta este zona. Da? Da, asta este. Aia o să ne ducem o dată pe ea, cum mai avem. Când o să facem și o dată București, pe lângă. E greu să scoți. Bun. Deci partea stângă să cam termină mâine. După ce terminăm cu toată treaba, o să intrăm. Știți unde mai avem? Intervenim acum sau mai târziu? Pe neaj locului dincolo de prietenie. Lasă să terminăm tot ce avem asfalt. Când am terminat, după aia băgăm aici să o volă și mai împingem. Că aici două, avem câmp. Două, trei străduțe. Da, aici când e câmp, mai avem, mai băgăm pe terenul vecinului. Vecinul asta cu o volă serioasă le-a dezăpezit. Cristi, da? Ce ai tu mâine? Mai am terminat cu zerii. Da. Și cetăți. Trei buldo, trei mașini și o volă. Mâine, da, la ce oră? Un, două mașini. Da. E cam dus să verii, mă. Da. Știu, dar dacă tot ești în zonă mâine, da, bă, și dacă ai terminat, ca să nu te trimit, cu toate că ai putea, dacă termini mai devreme, te duci cu toate în zona la Pașapoarte. Ghile Caragiale, Barbu de la Vrancea, și ce poți în zona aia? Berzei, că ești acolo. Cobor după 6 martie, te duci până la capăt. Da. Cu 6 martie. Ai intrat și le-ai făcut pe astea din zona de aici. Vezi că poți să iei zăpada și să o arunci dincolo de digului. Că e din teren acolo și o arunci acolo. Eu dau și pe la țevi acolo. La țevi. La țevi. Da. Și mă duc până la alei. Și te duci până poți la alei. Pe asta e. Deci până nu, cât poți în digului. Da, într-un. Deci, mâine, ce ai de făcut, da, plus digului. Da. Digului, ile. Stai așa, că le trecusem aici. Le trecusem aici. Feri și... Feri, ok. Cetății. Cetății. Are și are și utilaj. Plus, intri ile, Barbu de la Vrancea, aici intră tot baci. Baci, da? Dunării Braniștei să duce Mimi plus Ruse plus Silvian. Mai avem Berzei și cu astea două din capăt, aia o să vină când luăm nu, o să luăm uzinei, să duce până în capăt, mai ales. Da. Mâine terminăm Berzei, am trecut aici. Ăsta e negru, vodă cărămidari. Uzunul și Gornel, vă duce și bateți mâine. Cartierul de mare.
raportezul următoare. Când faci umană, copilul nu. Auzi, Bibițu, unde lucrează? Era cu Barbilian astăzi. Ia scoate-ți-l după Barbilian, un buldo și o mașină, mâine să duce și îl mai sprijină ca să termine mâine. Mai iubesc și oameni. Și oameni, acolo vorbiți. Și oameni, că oameni, dar că n-ai cum să... Deci, îi spune cineva lui Bibițu, buldo și o mașină să duce la domnul Ciocan. Poate să le trimeat acolo și nu are nevoie. Poate să stea și el sau nu. Eu încerc să retenim. N-am 12 aici. N-am jumătate de mărășoară. Vă mai trimit încă un buldo, puneți două și două și eu zic că le mișcați. Eu încerc să le retenim. Mai aveți două bucăți intrările din șosea Ghizdaului înspre... Domnul Dumitru, dumneavoastră, unde îi faceți? Deci eu am ajuns la numărul 190. Aveți două buldo și unul cu semnul întrebării. Și unul care... Să vedem mâine, domnul Duce știe... A promis că are vorbimenta de pistat. Eu n-aș vrea să renunț la el că e prea bun. Dar acum nu știu cum o rezolva. Că nu terminați, mâine. Dacă e doar cu un buldo, nu terminați. La adică face tot treaba. Sfatul meu, faceți grămezi, cum a făcut aici. Grămezi, grămezi, le lăsați grămezi. După aia intrăm de urmă și le luăm. Oamenii să lopăteze și le-ați făcut grămezi, că avem lui, strada e lată. Problema e bună. Deci, chiar dacă nu puteți, faceți grămezi, mai trebuie un bulb. Noi i-am dat, Baciu i-am dat și să duc să sară dincolo. Nu că vreau să termin toate, că mâine vreau să închid multe, că vreau să mai las mâine o echipă, tot Cristi, tu o să intri după aia. După ce termin, intri cu buldo, cu mașini, cu tot ce ai și începem pe Titulescu, pe ăsta, pe Incebrătia, nu? Îl închidem și intrăm cu volă, cu tot, curățăm tot, să-l mișcăm repede, să nu mai pierdem. Păi bine, da. Chiar dacă este mâine terminat, sper să vă mai vină un buldo, asta este. Aveți grijă mâine, dacă vă mișcați și vă mai rămân. Mai trimiteți că am cum să zic, lucrează cu un buldo, dar nu face față pe strada aia mare. Dacă vă mai rămâneți după ora 12, vedeți că le cam dați la gătat pe strada asta, trimiteți un buldo în zona acolo, așa să vă titulez. Trebuie terminat. Sunt grămezi mari. Ia să terminăm și buldo dimineața, vă rog. Hai, repede. Păi mai fac mie apelație. Eu mai dau pe la lui. Da, bine, dacă vin două, tu te ușiți cu ceva, ți-am dat. Ți-am dat, ai mult de lucru. Termină ce ai de terminat. Da. Doamna Mimi, stabiliți ce oameni le dați, cum le dați. Ce oameni am fost? Dacă mai am nevoie de oameni... Putem să oferim pe crește la locurile cu camera de zis. 12 și am mai rămas, dumneavoastră, am mai dau pe aici, nu sunt de aici. De acolo, nu peți de unde știți că... Problema că apare Silvian că îl încarcă. Are grămezi pe... Doamna Mimi, Silvian are, luați-i de la Silvian și trimiteți acolo. Mai trimite și de la mine. Adică nu, mai bine a zis să facem întreținere pe tot orașul. Da, băgați la întreținere și să strângă. Întreținerea are 15, 20. Băgați 20, 25 și dați-i de dincolo unde aveți dumneavoastră de la spații invers. Și dumneavoastră îi pune să, cu pungi să strângă pe tot orașul. Împrejdeați-i. Atâta face. Merge și adună hârtie, sticlă, tot ce este pe spațiu, pe zona în care am curățat-o. Pentru că acum se vede urât al mai. Deci doar hârtie, plastic, sticlă și ce mai pe peturi, doze. Deci doar așa, trece, le-a curățat și asta este. Și curăță astea, cum îi spune, coșul. Ok? Am mai avea câteva. O să vreau Vlad Țepeș, de la Mihai Viteazul la Sârbuința, trebuie făcut și ăla. Da. Dacă termină Silviu... N-are, nu știu dacă termină, are mult. Voi mine, pentru voi mine. Mine aș vrea, da, aș vrea să intru cât de cât, să vedem cum le găsim. Pentru că asta e stradă mică. Eu am lăsat străzile mari. Străzile late, unde a permis circulația și am avut o bandă jumate pe sens,
N-am intrat deloc. Dar asta am făcut-o de la sârguința încolo, am curățat-o și de la sârguința am în sus a rămas bucata aia, trebuie curățată așa. Iar la fel, deci toată e curățată. Aia trebuia să o mișca și dumneavoastră când ați fost în zonă. Când ați făcut în spate spitalului și în asta, trebuia să facem și stradă. Next time. Ok. Da. Păi mine e termină, sigur. Da. Da. Vedeți cum este. Dar vreau mâine să dăm bătaie, să terminăm, pentru că intrăm dincolo în oraș, în margine, în partea alta. Deci, de joi, vineri și sâmbătă, deja trebuie să intrăm dincolo de calea ferată. Nu mai avem nicio șansă. Nu mai e. La fel, unde intrați, trebuie făcut 1907, de la asta, deci. Deci, când ați început, intrăm Slobozie 1907. Slobozie e lată, dar 1907 nu e lată. Până aici. După aia, alea te facem străzile laterale și v-am spus, străzile mari le facem ultimele. Intrăm în străduțe. Ok. A fost la Victoria lui Liberescu azi. Oamenii și-au făcut la porți. Trebuie lățit. Intrăm. Când, deci când se va merge, o să vină domnul Gărgărea pe partea aia cu tot ce înseamnă utilaje. Și după aia, după ce îmi vin utilajele, deja le împărțim. Un traseu pleacă pe Slobozie, stânga-dreapta, unul pe Alexandrie, stânga-dreapta, unul pe Ghizdarului, stânga-dreapta, Bălănoaie, stânga-dreapta. Între Ghizdarului și Bălănoaie nu avem decât 3 sau 4 străzi. Păstorului... Nu, nu, aia e ultima, nu, ferme. Frasinul. Astea două. Și restul, două străzi mari. Restul sunt fundături. Restul inului, nu știu ce. Arțarul e în partea asta. Năvodului cu... Cu... Mai e unul ăsta care dă un două. Da. Năvodului cu... nu, păstorului, năvodului cu... Sabarul. Dar trebuie să vă puteți că fundături trebuie să închid. Noi, dacă terminăm mâine teatrul de vară, deci, inclusiv, deci în momentul în care termină teatrul de vară, v-am dat și temă. Cum ați terminat, vă treceți dincolo și faceți cele trei străzi, Banat, Transilvania, Dan Lucan, Marin Gelea. Deci, întreceți din partea. Patru străzi. Deci, din analiza mea, aveți patru vulturi, o patru mașini. E un din cartelele. Știu. Poate la unul. Știu. Dar bun. Eu încerc. Domnilor, aveți, eu am verdele. Când vă las aici, așa rămâne. Când venim, astea cu culori, când le-ați terminat, le marcați fiecare în dreptul, ca să știm. Cu străzi, cu tot. A să nu mai încurcăm să pierdem vreo stradă sau ceva. Cartierul... A mai rămas gras. Gras, da. Da. Gras. Da. Da. Hai, domnule, ia, bani. N-ai că să mă bani, toate să le bani. Lasă când ai câte. Într-o oră o faci. O fac, domnule, chiar acolo. Aia nu s-a făcut nici când am luat bu' asta, nici aia, a rămas între. Ia PNL-ul. Ia PNL-ul. Ok. Uzinei. Nu, nu, nu. A rămas o bucată aici exact când... Deci chiar de la Cartojan la Tudor... Cartojan la... a rămas nefăcută. La Ice Brătian. Acolo bucata aia. Deci când s-a trecut, s-a trecut, dar nu s-a făcut și stânga-dreapta. Când intrăm pe Brătianul, o facem și pe asta. Dacă își pur, nu știu, mai intrăm, eu am luat... Nu, 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 lasă-i. Lasă-i, șefe, că ies. Lasă-i, să bulgăresc acolo, să joacă. Întrebați-i unde au nevoie de polițiști. Ați discutat, da? A, bine, acolo am zis eu, ca să închidă, să aibă grijă, că la negru văd eu o problemă. E Lucmaru și e... Da, e nebunie acolo.